Domnule președinte, dumneavoastră PNL, nu discutați despre funcții, despre oameni, despre schimbări. Și observam recent domnul deputat Emil Dumitru a venit o soluție privind criza alimentară, privind soluții care se impun într-un viitor apropiat. Ce ne-ați putea spune, domnule deputat, vorbeați despre zootehnizare, despre alte activități care sunt urgente? Până răspunde, domnul deputat, nu mai spun lucru. Să știți că nici la București colegii domnului președinte al Consiliului Județean nu discută despre oameni și despre funcții. Doar aici se pare că se discută. N-am depășit bariera de fermă de... Păi portofoliile înseamnă oameni și funcții. Nu, portofoliile trebuie negociate în funcție de principii și de ceea ce vrem să facem acolo. Ce principii poți să impui în momentul în care negociezi niște ministere? Păi, încă o dată, negociez ministerele pentru persoana care va veni acolo sau pentru ce trebuie să facă... Cred că se știu și persoanele, da. Au fost vehiculate, Vehiculate... Dacă vreți dumneavoastră să știți că și noi mai avem prieteni și cunoștințe pe la București și putem să dăm și pe domnul Emil Dumitru, poți să știți că poate să fie... Nu vă Dar ideea este că nu e vorba, repet, de persoane, e vorba de niște principii. Adică în momentul în care ne așezăm la masă și stabilim parteneria pe termen lung, e clar că fiecare dintre noi va vrea să-și pună în practică ceea ce am promis în 2020. Acum, dacă noastră credeți că unul care nu are habar de ceea ce înseamnă administrația centrală poate să vină să pună în practică cu toți funcționarii de acolo ceea ce noi stabilim, haideți să fim totuși cu picioarele pe pământ, că nu e chiar așa. Ministerele nu se conduc, repet, ca un consiliu județean, în care angajez mă cum îmi plac. Sunt funcționari acolo care au schimbat zeci de miniștri. Adică, concret, domnule președinte, discuțiile noastre, jurnaliști, reporteri, cu oamenii săraci, nevoia și amărâți din mediul rural. Nu interesează anume deosebit cine va conduce acest guvern, interesează de ce s-a scumpit prețul buteliei, al uleiului, la zahăr și interesează ce soluții aduceți imediat acestora. Asta e ideea. Soluțiile trebuie gândite în mod egal, în mod principial și după aceea discutăm de ce persoanele noastre. Pentru că persoanele care vor fi acolo vor fi sau vor trebui să implementeze ceea ce noi stabilim ca lideri politici, nici de cum mofturi personale. Ca să vă răspund un pic, spre exemplu, la Ministerul Agriculturii, miercuri, în fundamentarea intervențiilor pe planul național strategic, care înseamnă și aproximativ 16 miliarde de euro, grupurile de acțiune locală, ca să vină în spiritul a ceea ce spun domnul președinte și domnul primar, vor primi 10,2% din anvelopa financiară, asta înseamnă undeva la 550 de miliarde de euro. Practic, acolo vor fi finanțate și activități non-agricole în mediul rural, puncte gastronomice locale, ca să putem să avem, într-adevăr, ce să oferim turiștilor în zona noastră, cu toate că avem nevoie de infrastructură, iar infrastructura trebuie fundamentată foarte bine ca să putem să obținem fonduri europene. Am votat în Comisia de Agricultură niște facilități fiscale la grupuri și organizații de producători pe 5 ani, 0 taxe pentru cei care au cifră de afaceri până 10 milioane de euro, tocmai ca să încercăm să încurajăm asocierea. Din perspectivă politică, aș vrea să-mi exprim și eu un punct de vedere. Noi ne-am prezentat în fața electoratului cu mesajul de a dezvolta România și nu vreau să ne abatem de la acest mesaj și lucrurile pe care vi le spune președintele nostru sunt în sensul celor de a dezvolta județul Călăraș. Legat de formarea viitorului guvern, în continuare îmi exprim încrederea că încă există o șansă de a reface alianța de dreapta cu USR-ul, pentru că ar fi mult mai aproape de electoratul nostru care ne-a acordat încredere. Cât privește Partidul Social Democrat, la nivel de județ Călăraș, până astăzi când discutăm, nu au avut o inițiativă în care să ne așezăm la masă să discutăm de promenadă, de port turistic, să putem să identificăm care sunt sursele de finanțare. Pentru că din bugetul Consiliului Județean mă îndoiesc eu că poate să facă un drum expres Călăraș și Oltenița în condițiile în care avem DJ-uri în care ne facem pană la mașină prin craterele pe care le au drumurile respective. Cred că serios ar fi și credibil în fața cetățenilor o discuție cu presa de față de altfel, în care să ne punem toate cunoștințele
indiferent de coloratura politică, să vedem care sunt, care sunt proiectele fezabile. Altfel, e doar o demagogie care nu ajută la nimic. Dacă doar din manipularea asta ieftină credem că vom câștiga ceva în dezvoltarea județului nostru, eu mă îndoiesc. Motiv pentru care cred că ar trebui mai multă muncă și mai puțină gălăgie din perspectiva asta. Altfel, este... Nu aduce la nimic. Dar eu sunt un susținător al refacerii Alianței de Dreapta. Vom vedea ce se va decide, că de asta avem conducere aleasă legitim la București, să vedem care va fi decizia politică. Și cred eu că sunt oportunități de finanțare și în PNRR și în alte fonduri europene. Doar că trebuie să fim inteligenți, să lăsăm orgoliile personale deoparte. Altfel, alte județe ne vor lua înainte. Ce puteți să